Salutare, prieteni! Astăzi o să desfacem această mașină de înfiletat de la Makita, deoarece după utilizarea îndelungată pe care a avut-o și a funcționat foarte bine până în acest moment, are momente când nu se mai învârte, deși bateria este încărcată. Bateria am testat-o în alt dispozitiv și funcționează. Dar are momente când funcționează și nu funcționează și vrem să vedem dacă se pot schimba perile la un astfel de model și să desfacem această mașină de înfiletat. Am desfăcut mașina de înfiletat. După cum se vede, perile sunt încapsulate pe motor, nu se pot schimba. Și posibil că această problemă se datorează mizeriei și prafului care se adună, făcând un contact imperfect pe rotorul motorului. Am observat că grosimea perilor este suficientă, încă nu este la limită, undeva la jumătatea vieții motorului. Și presupun că aceasta este cauza pentru care această mașină de înfiletat nu a funcționat. Am să curăț această mașină, am să o suflu cu un compresor, după care am să o reasamblez înapoi și am să vedem cum se comportă după aceea. Am suflat cu compresorul mașina de înfiletat. Am mai uitat mai atent la perile. Încerc să mă fac dacă reușesc să fac o observație. După cum se poate vedea, dacă am pornit și flash-ul, se poate observa că perii mai sunt jumate din ele. Și lucrul acesta m-a făcut să cred că problema cu această mașină era din cauza prafului. Am curățat cu un compresor și am să reasamblez înapoi mașina din filetată, după care am să o testez în gol. Și după aceea am să o pun și la treabă să vedem dacă se mai blochează, dacă se mai oprește. Am reasamblat mașina de înfiletat. După cum puteți vedea, funcționează și într-o parte și în alta, și la turație mai mare și la turație mai mică. Acum rămâne doar să o pun în sarcină, să vedem dacă funcționează și în sarcină. Dacă v-a plăcut acest tip de video, dați un like, un share, un subscribe. Eu sunt Cătălin și vă salut!